Clubul sportiv Happy Kids a adus la Medgidia trofeul cel mare de la faza finală a campionatului național dedicat juniorilor 5. Am muncit foarte mult toți, mai ales portară. Pentru a câștiga campionatul, am muncit să luăm loc întâi pentru că noi nu dezamăgim pe nimeni. Și reprezentanții clubului sportiv se declară încântați de performanță. Un turneu foarte greu, am fost la Turda de pe 5 până pe 8 ale lunii, unde ne-am întâlnit cu cele mai bune 16 echipe ale țării. La startul acestei competiții au participat 250 de echipe. Acum, pentru copiii clubului sportiv Happy Kids Medgidia, urmează pregătirile pentru următorul turneu important al sezonului estival, cel de beach handball.